timpul filmezi. Nu încă. Nu, bine, nu filmăm, gata. Voiam să fac ceva, voiam să știi, să intru cu fum, așa, pac, ca un ninja, adevărat. Să dai peste cap de 3 ori. Warrior. Voiam să sar și eu pe ceva, să cobor de sus, așa, să... să vă impresionez. Nu-i nimic, imediat, la Ninja Warrior, o să vezi. Le spun, noi am fost și la filmări, nu le dau mai multe detalii. Este incredibil ce fac băieții ăia. Se pare băieții și fetele. Bine, fetele săracele mai puțin și mai greu, pentru că traseul mi se pare... de fete. Deci fetele sunt ceea ce eroinele. E cel mai mult în show-ul Ninja Warrior România și sunt sigur că și voi o să țineți cu fetele în acest spectacol. Dar de ce să nu le dăm detalii? Să le dăm. Cât de ușor ți se pare să sari peste un perete de 4 metri și 25 de centimetri? O să vedem că sunt oameni antrenați în România pentru care să sari peste un astfel de zid este floare la ureche. Sunt oameni care fac lucruri extraordinare la Ninja Warrior România și am văzut chiar și puști de 16 ani făcând lucruri la care nu te aștepta, dar am văzut în același timp și bărbați adevărați cu nepoți, atenție, care au un corp de zeu. Scandarea preferată de la Ninja Warrior România în momentul este du-te, care... dică! Nu, e asta! Nu, salut, Costi! Nu, deci publicul, toată lumea, ceilalți concurenți, în momentul în care unul din războinici era la ananghie, la greutate, toată lumea striga, hai că poți, hai că poți! Hai că poți din cealaltă parte! Și sus pe zi! Hai că poți! Și tu poți! Ninja Warrior România, hai! Zeul Neptun este aici! Bravo,